Avem un nou episod din Jocurile Minții. Sezonul acesta vă amintiți că este despre relația noastră cu banii și pentru ultimele două episoade nu sunt singură, ci o am alături de mine pe Nicoleta Deliu, care este profesor la Școala de Bani. Bine ai venit, Nicoleta! Bună și mă bucur tare mult că sunt aici să vorbim despre bani! Ce sincron bun am avut zilele astea când ne-am întâlnit în Cluj și am putut să facem filmările astea astfel împreună. Da, și s-au și legat așa. Înseamnă că trebuia să fim aici și să avem această conversație. Mă bucur foarte tare pentru că eu am tot încercat pe parcursul celor 8 episoade care au fost până acum să discut despre zona asta de educație financiară, de bani și relația noastră cu banii din perspectiva mecanismelor psihologice. Și am încercat să abordez diverse elemente pe care mai rar le întâlnim în aceste discuții. De la cum să te uiți la tine în viitor, când vei fi la pensie, care sunt riscurile la care te expui dacă nu ești atent la componenta asta financiară, erori mentale. Am tot încercat să aduc astfel de informații. Însă la ce nu mă pricep și la ce am nevoie de sprijin este la partea asta tehnică când vine vorba de educație financiară și ce mi-ar plăcea ar fi dacă ai putea să ne ajuți cu, așa am și spus, o scurtă lecție, cea mai simplă lecție de educație financiară, câteva lucruri la care fiecare dintre noi putem fi atenți. Și întâi de toate, înainte să începem cu asta, mi-ar plăcea să-mi spui cum de-ai ajuns tu să fii profesor de educație financiară. Bine, foarte pe scurt este, eu lucrez în bancă de foarte mulți ani și în bancă eu fac comunicare, dar comunicarea înseamnă foarte mult să fii în contact cu oamenii care au o treabă cu banca în general, știi? Și inclusiv partea asta de educație financiară, mai ales că, în fine, eu am început să lucrez în bancă 2008, crizele financiare, când, știi, se rupea destul de tare comunicarea între bancă și nu doar clienți, ci întreaga societate. Și ne-am dat seama că ai nevoie de un limbaj comun. Ca să poți să te înțelegi, ai nevoie în primul rând să creezi acest limbaj comun. Și am început foarte mult discuția despre educație financiară. Doar că pe vremea aia educație financiară însemna efectiv să le explici oamenilor niște concepte bancare foarte stricte. Ce este ăla comisionul de risc? Ok, foarte drăguț, numai că dacă știi, te duci așa, nu te interesează. Pe tine, care nu lucrezi în bancă, nu te interesează decât probabil o dată când îți iei un credit ca să înțelegi o parte din costul acelui credit, dar e ceva ce o să uiți în secunda 2, știi? Și având această interacțiune, ne-am dat seama că, de fapt, noi trebuie să, ca relația cu banca să funcționeze bine, oamenii trebuie să aibă o relație un pic mai bună cu banii, adică începe mai întâi de acolo, pentru că banca nu este decât un instrument, știi? Deci, având cumva acest insight, am început să ne uităm, ok, ce înseamnă de fapt să ai o relație mai bună cu bani. Și de aici ne-am dat seama că, de fapt, educația financiară nu înseamnă să înțelegi tu 7000 de concepte bancare. Ok, dacă vrei să le înțelegi, o să te ajutăm să le înțelegi și pe asta, dar înseamnă să înțelegi cum să-ți gestionezi banii în fiecare zi, cum să-ți creezi o relație pe termen lung cu banii și cum să construiești, într-un mod inteligent, o relație pe termen lung cu banii tăi. Și așa a început toată discuția despre educație financiară. Am găsit și un partener foarte bun în momentul respectiv care ne-a ajutat să înțelegem. Bineînțeles că România n-a fost niciodată un pionier în chestia asta și atunci tot conținutul ăsta deja exista. Ne-am uitat pe alte piețe să vedem ce zic alții când vorbesc de educație financiară. Am tradus, am adaptat, tot, bineînțeles că trebuiau adaptate foarte multe lucruri, tot conținutul respectiv și am început să vorbim cu oamenii despre educație financiară, de fapt despre relația cu bani. Și ce ai descoperit din perspectiva așa credințelor mai degrabă ale românilor când vine vorba de bani? Că așa de-a lungul timpului am auzit o grămadă de lucruri lucrând în cabinet cu oamenii și o temă centrală pentru mulți dintre ei, mai ales în terapie de cuplu, este relația cu banii și am auzit tot felul de credințe. Să n-ai niciodată încredere în bănci că ăștia vor numai să te fure. Apoi, capătul celălalt de spectru, fără bancă n-am fi reușit să facem toate lucrurile astea. Și îmi dau seama că dincolo de informațiile pe care noi le transmitem oamenilor, e foarte important să fim atenți la ce poate înțelege omul în funcție de credințele pe care le are când vine vorba de bani. Pentru că noi știm că românii, noi în general, avem o mare neîncredere în orice până la urmă. Da. În primul rând e chestia asta, ok, ce trebuie să știi despre bani? Banii sunt sau nu sunt? Punct, știi? Adică e și o chestie. Asta odată, după care este și o fugă. Lasă că nu trebuie să vorbim, nu, și o rușine. Iar relația cu băncile, da, a fost întotdeauna chestia asta.
sigur aveți voi un interes ascuns. De ce să veniți voi să vreți să faceți educație financiară? Știi, aici ne-a luat foarte mult timp să explicăm că ne ajută și pe noi dacă voi știți mai mult, știi? Adică într-o chestie de genul ăsta, ca să, exact asta, să creăm un limbaj comun. Ce ne-a ajutat însă încă de la început a fost că, deși oamenii se uitau la bancă exact că lasă că sigur au ei ceva de câștigat, aveau însă încredere în oamenii care lucrau în bancă. Știi, partea asta umană ne-a ajutat. Și atunci când profesorii de educație financiară au ajuns să fie oamenii care lucrau în bancă, deja lucrurile au început să aibă mult mai mult sens, după care au început să înțeleagă, ok, practic meseria omului ăsta este să lucreze cu bani și atunci aș putea să învăț ceva de la el, știi? Și ca să mă întorc la lecția aia foarte scurtă de educație financiară, ce le spunem oamenilor este, totul începe de la bugetul vostru, trebuie să înțelegeți foarte clar, știi, că asta este genul ăla de lucru care toată lumea spune, da, e normal. Câți bani câștigi și câți bani cheltui, știi, pare, pe oricine întreb chestia asta, dar normal că știu, zic, ok, poate că știi dacă singurul tău venit este salariul tău lunar și poate mai ai și, da, dacă nu știu, mai ai și doi copii și mai au și alocațiile și mai sunt și niște bani pe care ți-i mai dau mama, tata sau bunicii sau mai ai niște chestii de genul ăsta, am ajuns la concluzia că oamenii nu au neapărat o imagine clară, concretă, 100% asupra exact chestia asta. Câți bani câștigă? Iar în partea cealaltă, discuția și mai și, adică fugim atât de mult de a înțelege exact câți bani cheltuim, încât ne amăgim cu tot felul de povești. Știi? Și asta am văzut-o inclusiv pe pielea mea. Eram convinsă că eu cheltuiesc maxim 80% din ce câștig și în fiecare lună, inevitabil, intru în descoperitul ăla de cont cu 100, 200, 300 de lei, știi? Tot timpul ești, știi? Și atunci zic, ok, de la 80% la 100 și ceva la 100 înseamnă clar că ceva nu mi se leagă, știi? Și de asta este prima și cea mai importantă lecție de educație financiară. Ca să poți să vezi asta, cred că primul lucru este să poți, că intru în domeniul meu, da, să tolerezi frustrarea, știi, când îți dai seama că avem 20 și ceva la sută pe care nu știm unde îi ducem și ce facem cu ei. Și odată e furie îndreptată către propria persoană, deci din punctul meu de vedere, zic, Doamne, dar cum? Unde s-au dus ăștia? Pe ce s-au dus banii ăștia? Și apoi este și chestia asta de ciudă cumva, știi, că mai nu se poate, și luna asta la fel s-a întâmplat. Și atunci, decât să gestionezi frustrarea, oamenii de multe ori preferă să nu se uite acolo. Ca și cum, tot mai zic eu, mai fac analogia asta, că ai o rană și îți tot pui așa un pansament și nu te uiți să vezi, e tratată cum trebuie, mai are nevoie de grijă, atenție. Și după aceea te super pe doctorul care vine și îți spune, vezi că rana are nevoie să fie un pic tratată. Lasă-mă că știu eu să am grijă de... Pui tu mie ce să fac. Exact. Deci primul lucru, să avem o viziune foarte clară a bugetului, chiar dacă asta vine cu frustrare, odată ce începi să ai imaginea de ansamblu, dar odată ce știi, parcă știi mai bine ce ai de făcut. Exact. Ce putem face apoi, după ce am imaginea asta? După ce ai imaginea asta, cred că trebuie să începi să te gândești un pic la ce îți dorești de la viața ta și, de fapt, să te gândești la viața ta pe termen lung. Pentru că problema asta foarte mare atunci când vine de bani este că ne gândim doar pe termen scurt la viața noastră. Știi, ne gândim doar dacă luăm salariu o dată pe lună, de la o lună la alta, sau dacă luăm salariu de două ori pe lună și mai și. Adică viața noastră, știi, se duce doar în două săptămâni. Dar trebuie să începi să te gândești, ok, ce se întâmplă la pensie? Că nu mai zic, ok, ce se întâmplă dacă mă îmbolnăvesc, ce se întâmplă, sau partea cealaltă, dacă vreau și eu ceva mai frumos de la viață în 2 ani de zile, știi? Cum încep să am grijă de mine în toată chestia asta? Și în momentul în care începi să te gândești la lucrurile astea, după aia începi să te gândești, ok, și ce pot să fac de astăzi pentru chestiile astea? Și de fapt, cred că, nu știu, cumva click-ul ăla cel mai important care se face este... În momentul în care începi să te gândești pe termen mediu și lung, la inclusiv la viața ta și după aia inclusiv din punct de vedere financiar, îți dai seama că poți să faci mult mai mult de la viață, știi? Că tu trăiești în frustrarea aia momentului, nu pot, nu-mi permit, uite, ea poate să-și cumpere rochia aia scumpă, eu nu pot, el poate să se ducă în vacanța aia frumoasă, ăla și-a mașina aia foarte interesantă și eu nu pot. Dar în momentul în care, pentru că tu îți dai seama că nu poți să faci asta în 2 săptămâni, normal că nu poți în 2 săptămâni să te duci într-o vacanță scumpă, normal că nu poți. Dar dacă începi să te gândești, poate aș vrea să mă duc în asta în 3 ani de zile, începi să-ți dai seama că poți să faci mai multe lucruri cu viața ta decât credeai, știi, în astea 2 săptămâni. Și atunci, din punct de vedere financiar, te gândești, ok, vreau în excursia asta, cât mă costă? 2000 de euro. Ok, în cât timp? În 2 ani de zile. În 2 ani de zile înseamnă că trebuie să strâng 2 ani,
2000 de euro în 24 de luni înseamnă cât? Îmi pare rău, nu știu să fac calculul ăsta, așa vezi? Dar înseamnă probabil mai puțin de 100 de euro pe lună, dacă nu mă cred. Pot să pun 400 de lei pe lună, începând de luna asta, ca să pot să mă duc în 2 ani de zile în excursia aia, da sau nu? Dacă pot, încep să-i pun, dacă nu pot, încep să mă gândesc, ok, mă duc peste 3 ani sau încep să văd de unde le mai aranjez, dacă mai pot să mai câștig 200 de lei din altă parte pe lună, în așa fel încât să-mi permit să fac lucruri respectiv. Adică asta este, cred că, cel mai mare avantaj pe care l-am văzut în lecțiile de educație financiară, că oamenii când au început să se gândească la viața lor pe termen un pic mai lung și au început să aducă perspectiva asta din punct de vedere financiar, au început să-și dea seama că pot să facă mai mult. Și asta îți dă un sentiment foarte bun. Cred că e ca atunci când pui lupa pe ceva sau muți focusul, lumina pe ceva și îți dai seama, wow, dar fii atent că mai sunt atât de multe lucruri pe care le putem face. Dar și aici, cred că vine cu ideea asta de a tolera că nu-mi iau ceva acum, ci o să-mi iau cândva mai încolo. Și mai e o chestie pe care eu am tot repetat-o și în întâlnirile anterioare, ideea asta de a zice, pentru că eu ce-am întâlnit foarte frecvent, e ideea asta de eu nu am de unde. Alții au de unde, fac ei cumva și au de unde, eu nu am de unde. Însă în momentul în care te uiți cu atenție la cheltuielile astea pe care le ai, îți dai seama că mult din ceea ce cheltui se duc pe niște chestii pe care nu le conștientizezi sau nu ești cu atenție și dacă ai putea să restrângi de acolo, atunci ai avea de unde să poți. Adică nu trebuie să fie mai mulți bani în cont ca eu să pot să economisesc. Și să pot să am această conștientizare a cheltuielilor. Să fiu un pic atent la exact, la asta. Pentru că, și asta revenind la pasul 1. În momentul în care tu îți faci un buget, știi și vezi, știi că și eu din aia 20% se duceau pe efectiv ieșiri în oraș și, cum să zic, și pe, știam că dau bani pe ieșiri în oraș, dar aveam senzația că, ok, eu când ies în oraș îmi iau o apă și ceva și dau maxim 50 de lei și după aia vedeam că dau spre 80 de lei, știi, un exemplu. Și din diferențele astea, de fapt, se știi pe asta și mă gândesc, ok, și când mă duc în oraș, că bineînțeles vreau să ies în oraș să mă întâlnesc, oare trebuie să-mi iau 2 cocktailuri, trebuie să-mi iau și apă, trebuie să-mi iau și pizza, trebuie să-mi iau și desert, și trebuie să fac chestia asta de 5 ori pe săptămână sau pot să mai reduc pentru că până la urmă îmi doresc, nu știu, să-mi iau mașina aia pe care visez sau să mă duc în vacanța respectivă. Pentru mine șocul cel mai mare a fost când am făcut acest calcul să văd că eu cheltuiam 360 de lei pe lună în medie pe cafea în oraș. Da, deci nu că îmi cumpăram punga mea de cafea acasă. Și mi s-a părut incredibil să realizez cum, că nu-ți dai seama, știi? 15 lei într-o zi, 20 de lei în altă zi și la finalul lunii se adunau 360 de lei, ceea ce este enorm dacă stai să te gândești. Că pot să-i redirecționezi apropo de ce spuneai în fiecare lună și în 2 ani te duci într-o vacanță cu banii respectivi. Știi ce vreau să te mai întreb aici? Aici am vrut doar la punctul ăsta să fac, pentru că inclusiv discuția asta despre cafea, noi o avem tot timpul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să corect, iei cafea. Corect. Trebuie doar să o faci conștient. Și pentru că până la urmă știm mulți dintre noi, spui, asta este bucuria vieții mele. Ok, dacă asta este bucuria vieții tale, dar după care trebuie să vezi dacă nu cumva toate sunt bucuria vieții tale. Că doar o viață avem și exact, merit să-mi o trăiesc. Că de multe ori îmi zic și eu asta când îmi iau ceva ce simt că e un pic prea mult. Înainte să mergem la un alt punct, apropo de ideile astea simple de educație financiară, aș vrea să te mai întreb un lucru. Dacă crezi că este o generație mai predispusă la erorile astea mentale decât alta. Și de ce te întreb asta și s-ar putea să fie numai în mintea mea? Îmi dau seama, de exemplu, că noi nu am crescut cu o educație financiară și atunci clar noi facem erori. Dar în grupul meu de cunoscuți, am prieteni, cunoscuți, colegi, studenți ai noștri care sunt la 20 și ceva de ani și mi se par mult mai ancorați în povestea asta financiară decât suntem noi care suntem aproape de 40. Bine, ce e clar este că s-a discutat mult mai mult, că dacă te gândești un pic, numai noi facem educație financiară de aproape 10 ani. În ăștia 10 ani am ajuns la 1 milion de oameni și noi suntem un singur actor în piață. Mai sunt mulți actori. Deja cumva inclusiv ai o lege a educației financiare, o strategie națională. Știi, este clar că generațiile care au venit din urmă au prins trendul ăsta. Ca să nu mai zic că în social media, de exemplu, știi, exemplul meu preferat este că pe TikTok zona asta de educație financiară este una dintre cele mai urmărite. Știi? Adică dacă te uiți un pic la trenduri, dacă te uiți un pic la influencer, sunt foarte mulți care
vorbesc exact pe partea asta și atunci discuția asta e mult mai prezentă în viața lor, clar, și atunci într-adevăr au un pic mai mult perspectiva asta. Dar și acolo cred că este o diferență, știi? Adică una este să înțeleagă niște lucruri și cred că foarte mulți dintre ei înțeleg. Cred că ei trebuie să învețe să lucreze un pic mai mult pe zona asta de, și de fapt după aia cât de mari sunt dorințele pe care le am. Uh-huh. Pentru că înțeleg, uite, acum ce am văzut foarte mult este că toată lumea trebuie să aibă cei mai scumpe Adidas, toată lumea trebuie să aibă cei mai scumpe telefoane. Așa, știi? Înțeleg că trebuie să economisească pentru ele, știi? Adică primul comportament este acolo. Probabil că următorul pas pe care trebuie să facă este să-și dea seama, ok, și chiar am nevoie de cei mai scumpi, așa, și dacă am nevoie de ei de 5 ori pe an, de 2 ori pe an, mi-ajung o dată sau pot să... Ține minte ideile astea pentru următorul episod, că mi-aș dori să povestim un pic mai în detaliu despre asta. Și dacă ar fi să mergem la un alt punct care ține de educație financiară, la ce ar fi important să ne mai dăm? Da, odată să am o imagine foarte clară a lucrurilor, apoi să-mi dau seama că e important să pun deoparte și să văd cum mă joc, de fapt, cu cifrele astea, ce aș mai putea să fac? Este regula, trebuie să vorbesc. Da, regula, foarte important. Exact, regula 50-30-20 și de împărțirea bugetului, asta este regula ideală. La ce cred că ne ajută, pentru că de fiecare dată când vorbim despre ea, oamenii zic, mama, e imposibil să mă țin de ea. Regula asta, foarte pe scurt, pentru cine nu știe, înseamnă să-ți împarți bugetul 50% pe nevoi, 30% pe dorințe și 20% pentru economii. Așa, și oamenii zic, nu pot să mă țin de regula asta, că nu mi-ajung banii, că nu știu, ok, s-ar putea să nu poți să te ții exact de regula asta, că fiecare are propriul context de viață, în mod normal, doar că este important să știi că ea există și este important, ok, poate nu-mi iese 20% în economii de acum, dar poate încep cu 5%, poate mi iese, știi, și îmi propun la un moment dat să mă duc către 10% și tot, adică e bine să te ancorezi în niște lucruri de genul ăsta, după care foarte important este sinceritatea asta, ce e a dorință, ce e a nevoie, știi, pentru că avem tendința, am nevoie, nu ai nevoie, adică nevoile în mod real sunt puține și aici, apropo și de domeniul tău, asta e discuția noastră cea mai grea, știi, să explici unui om că de fapt nevoia nu este să stai singur într-un apartament de două camere în mijlocul orașului, nevoia este să stai într-o locuință decentă conform cu ceea ce îți permiți. Nevoia nu este să mergi în fiecare zi cu Uber-ul la birou sau să ai o mașină dacă stai într-un oraș în care are transport public la dispoziție. Chiar dacă nu este comod, nu este o nevoie, este o dorință, știi? Și de aici încep foarte multe, foarte multe discuții exact pe tema asta. Și cred că și aici așa de important să poți să monitorizezi diferența asta, inclusiv să monetizezi, de fapt, diferența între nevoie și dorință. Iar apropo de ce spuneai acum, eu mi-am dat seama, cred că anul trecut, de lucrul ăsta, când am mers la o conferință în centrul orașului, unde noi în Cluj nu avem foarte multe parcări, sau dacă parcările pe care le avem sunt foarte scumpe. Și am mers la o conferință, am stat 4 ore și am plătit parcare 67 de lei. Și a fost un moment în care am realizat, de fapt, că aia nu era o nevoie. Să merg cu mașina până acolo nu a fost o nevoie, a fost un moft. Și că puteam să-mi las mașina în altă parte și să merg cu autobusul până în centru și mă costa exact 3 lei, 6 lei și cu întors. Și cred că inclusiv, adică dacă îți făceai, dacă aveai spațiu și timp mental să gândești la asta înainte, probabil că te costa mai ieftin inclusiv să iei un Uber dus întors, știi? Pentru că la un moment dat a făcut cineva calculul ăsta, chiar discutam ieri, că dacă ai o viață de oraș 99%, 95%, așa, și tot la un moment dat nici nu merită să-ți iei o mașină, pentru că inclusiv dacă mergi cu Uber-ul de 2 ori pe zi, Uber, orice fel de companie de ride-sharing, Uber, Bolt, așa, e mai ieftin, ești mai ieftin decât să ai propria mașină, știi? Dar sunt așa tot felul de calcule din astea. Într-adevăr, ca să poți să fii eficient din punct de vedere financiar și să-ți fie și comod, sunt multe calcule pe care trebuie să stai să le faci. Adică trebuie să zici, ok, nu-mi este teamă de banii mei, o să stau să gândesc și să găsesc echilibru de care eu am nevoie cu el. Asta este pasul, cum să zic, înainte de pasul zero, este să treci de reticența asta de a aborda discuția despre am cu tine, nu cu altcineva, da. Că până la urmă sunt banii tăi. Mamă, ce mi-a plăcut asta cu nu-mi este teamă de banii mei. Cred că mulți dintre noi avem relația asta de frică în legătură. Fie frică de a-i pierde,
Dar eu cred că uneori inclusiv frică de a avea așa, nu știi ce să facem cu ei. Da, exact. Deci asta este, știi, și pentru că nu am avut și e normal din nou. Venim într-o societate care nu a avut atât de mult. Că asta ne-a fost istoria, adică anii de comunism ne-au costat din punct de vedere avere personală în societate. Și atunci cumva, momentul care n-ai avut, generația noastră n-am avut, adică din copilăria noastră, anii 90, aceia care au fost așa Eldorado românesc aici, normal că ai trăit cu chestia asta. Societatea românească a început să aibă bani de puțin timp și, uite, chiar discutam cu cineva la o conferință despre educație financiară, care întreba, ok, și crezi că faptul că ne-am apucat de educație financiară ne-a făcut să avem? Sau faptul că începem să avem ca societate, începem să fim mai preocupați de educația financiară? Și a venit cineva cu niște studii și a zis, cred că până la un anumit punct trebuie să începi mai întâi să ai, dar ca să pleci de la punctul respectiv către următorul, trebuie să începi să fii și educat. Așa. Și cred că România a început să ajungă în momentul în care a început să aibă și de aici încolo, ca să creștem pe partea asta de prosperitate personală, trebuie să începem să ne și educăm, să fim preocupați. Știi? Asta e o discuție pe care și noi avem în domeniul psihologiei cu oul și găina. Exact. Prima dată a fost gândul și apoi comportamentul sau comportamentul și apoi gândul. Exact. Și uite că, de fapt, dacă stai să te uiți, asta este ce subliniază și studiile astea, că înainte e important să ai, să faci ceva, să se întâmple ceva și apoi să începi să modifici și gândurile pe care le ai în relație cu lucrul respectiv. Da. Ar mai fi vreo idee pe care ai vrea să ne-o spui apropo de lucruri simple? Asta, cheltuiala impulsivă. Asta, deci noi avem cumva patru reguli de care vorbim de fiecare dată. Asta cu bugetul 50-30 pe care să-l știi. A doua este plătește-te pe tine prima oară. În momentul în care ți intră banii, pune mai întâi ceva deoparte și abia după aia cheltuie, pentru că nu-ți iese. Asta, pun deoparte ce mai ajunge, ce rămâne la finalul lunii, e de cele mai multe ori nu funcționează. A treia, ce ne ajută să facem asta este împinge cumpărătura respectivă. În limbajul de specialitate noi spunem stai regla de 24 de ore, nu cumpăra, stai 24 de ore, dar la unii oameni sunt câteva ore, la alții oameni sunt 7 zile, fiecare își alege. Dar în principiu, dacă nu este ceva de care viața ta depinde în momentul respectiv, ca să duc un pic la exagerat extrem discuția, așteaptă un pic, că de cele mai multe ori să-ți dai seama că n-ai nevoie de cumpărătura respectivă și asta te ajută. Și după care, a patra regulă se cheamă factorul latte, că tot vorbeam de cafea, care are cumva două discuții. Odată încearcă să bei mai mult cafeaua acasă și să pui deoparte banii respectivi, sau dacă totuși insiști să bei cafeaua în oraș, pune aceeași sumă deoparte în contul de economii, că măcar vezi că știi cu ocazia asta, vezi și câți bani pui, dar mai pui și niște bani deoparte. Super, avem aici patru reguli plus discuțiile de mai devreme care sigur ne ajută pe fiecare dintre noi și eu așa cum vă invit de fiecare dată să vă luați notițe, să vă scrieți, să fiți cât mai conștienți. Cred că asta este ceea ce am spus în podcastul ăsta în fiecare episod. Ok, e foarte important că știm, dar dacă nu traducem într-un comportament ceea ce știm, lucrurile nu se schimbă disciplina pe termen lung. Asta doare. Da. Disciplina și te e și foarte plictisitoare disciplina asta. Trebuie să te ții de un lucru până când vei vedea rezultate. Îți mulțumesc foarte mult, Nicoleta, și abia aștept următoarea noastră discuție în următorul episod. Și eu mulțumesc. Noi ne revedem săptămâna viitoare, un episod în care continuăm discuția cu Nicoleta și e foarte important să fiți prezenți pentru că va fi o discuție foarte faină care închide sezonul acesta despre relația noastră cu banii.